Salutare tuturor, sunt Dani și bine v-am găsit pe... Bine v-am regăsit pe seria de Andy's World Single Player. Sunt foarte, 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 foarte fericit pentru că un tip foarte tare, care cred că se uită la mine, Flavius Neaga, așa-l cheamă, a făcut ce... Dacă a făcut ceea ce cred eu că a făcut, e cel mai tare. Mi-a pus toate itemele înapoi în chesturi exact așa cum le aveam. LOL. Deci LOL. Ori a reușit cumva să le ia înapoi, ori a stat săracu să le pună pe fiecare în parte. Nu sunt sigur, dar dacă a stat să le pună pe fiecare în parte, ești super tare, frate. Uia, ăștia din... A, cred că a stat să le pună pe fiecare în parte, că pe ăștia din furnal l-a uitat. LOL. Cum ai reușit, doamne, să stai să le pui pe toate? What the fuck, frate? Toi de mine, nu vine, deci nu vine să cred, nu vine să cred. Deci nu îmi vine să cred. Deci nu poți să-ți dai seama cât de mult îți mulțumesc, e super tare pentru că altfel poate nu mă lăsam, dar vă dați seama, seria de Andy's World n-ar fi avut aceeași eficiență, ca să zic așa. A, bine, se pare că mi-ai lăsat chiar și lemnul pe care l-am luat eu așa în panoramă, cred că o să arunc ceva din el, că n-avem ce face cu el, îl bag aici așa. A, nu-i bine. Să-l luăm corect, da, o să păstrez ceva din el ca să nu mai stau după să iau mult lemn altă dată. De exemplu, o să bag și aici, în loc de prostiile astea. Cred că ăștia mai ajung, restul mă rog să-l arunc. Bă, la n-am mâncare. Da. Și-a uitat și... Ia. Bă! Nu! Idiotule! Doamne, fer! A uitat și mi-a lăsat aici. Așa, cred că... De sărbătoreală. Ia. Ia! Iupi! Andy's World s-a întors! Iupi! Bă, cât de șmecher! Ia. Alege. Iupi! Cât de tare, doamne! Deci, doamne, îți mulțumesc, îți mulțumesc enorm! Deci nu știi cât de mult îți mulțumesc pentru tot. Super tare, frate! Cum te-ai gândit tot la asta? Foarte, foarte tare, deci eu chiar nu mă gândeam. Adică, mă gândisem și eu să, să fac toate itemele înapoi, dar am zis, frate, o să dureze o groază, o veșnicie, ce pui mi fac? Păi asta văd că nu se vede nașpa, cum se vede sabia mea, spre exemplu, partea. Bun, oameni buni, păi da, acum că ne-am întors cu toate cele și chiar pe plus, aș putea spune că avem o grămadă de chestii în plus, adică văd că mi-a lăsat și armura înșandată. Așa, scaudele, cu ocazia asta mi-a făcut și curățenie în inventar. Că nu aveam, niciodată nu fac curățenie în inventar, știți? Ia uite pe asta. Bă, Goji. What? Cum a urlat zomba piciorul. Uitați-vă și pe ce frumos a crescut asta mea pe aici, ferma, lol, super tare. Măi, da, și ce nu înțeleg eu, ăștia ce nu cresc? Probabil că cresc numai pe pământ, ceea ce e destul de nașpa. Dacă cresc numai pe pământ, e nașpa, pentru că o să trebuiască să da. Bine că avem toporul ăsta super șmecher. O să trebuiască să facem rost de niște dirt, nu știu sigur dacă mai avem pe acasă. Să-l punem pe aici pentru că, na, nu crește și n-are rost. Dar nu știu de ce nu crește, sincer. Mă rog, uitați-vă cât de bine se vede ferma, deci ferma e genială. Abia aștept să crească toată, deocamdată mai iau din ea pentru că trebuie extins, să știți. Așa, hai să dăm cu a, să o extindem. Așa, deci da, deci frate, cum te mai cheamă că uitai, Flavius Neaga, ești tare, ești super, 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 mulțumesc din suflet. Pentru că, din cauza ta, acum mapa de Andy's World o să ajungă cel puțin la episodul 100. Pentru că mai avem ceva de construit pe ea și nu o să se termine chiar așa ușor. Bun. Mâncarea asta nu știu ce să fac cu ea, sincer, că nu prea am nevoie, am și vaci, am de toate. Am vrut doar să am așa o fermă drăguță. Uite, aici se poate... Trebuie să mai punem. Deși cred că ar trebui să mai luăm ceva din ăștia. Uituri din ăștia ca să mulțim vacile sau altceva. 1, 2, 3, mai trece ceva pe aici. Asta e mulțită ca lumea. Uite aici se pare. Și ar trebui să fac eu să iau o jumătate din ăsta de aici. Și așa nu se vede. Ca să mă duc să mai mulțesc vacile, știți? De fapt, ar trebui să le iau pe tot chiar ca să mă scap de o grijă. Deși cred că mai am uituri pe acasă, dar... Ce treaba treabă?
Mamă, deci e super, super tare. Și ferma asta aici acum arată, toate astea crescute arată super bine. Ia să ne câte stecuri am luat-o. Oh, ca lumea. Acum să le punem înapoi, le plantăm ca niște băieți DJ, ce suntem. Cum am trecut pe lângă apa aia. Câte luam de aici, putem să luăm? Aia se pare că, pe de fapt, cam atâta cât am luat noi până acum, pentru că, na, totuși. Dar siduri am luat o grămadă. Bine, mă rog, sunt siduri, automat. Tot așa, să vedem dacă mai rămâne vreun loc pe aici nepus. Uite aici, gata. Dar, frate, e și frumoasă ferma asta, doar că trebuie, uite, trebuie aici puțin lucra la ea. De exemplu, melonul ăsta nu trebuie să răsară aici. Odată. Cum nici ăsta nu trebuie să răsară aici. Și nici ăsta nu trebuie să răsară aici. Răsăriți și voi cum trebuie și o să vă las să trăiți. Și aici ar trebui să punem niște dărâni, dar nu avem de unde răcanată. Voi știți cum sparge lopata asta mea pe care am făcut-o? Și nebunie cu ea. Rupe. Deci rupe. Lol, aici am gândit-o prost. Și ăștia nu dau, frate. Nu înțeleg de ce. Știam că până... Știam că dau și pe ăsta, pe pământ din ăsta. Abar n-am de ce nu dau. Ei, lăsați că... Na, un hău de diamond nu mi-am făcut. Nu-i bai. Haideți să căutăm, acum să vedem, da, căluțul l-am stat, uite, că armura la cal nu a pus-o, dar nu-i nimic, e foarte, foarte tare tot ce ai băgat aici până acum. Nici cărțile mi se pare care le-am luat din end, dar nu-i bai, v-am zis, deci nu e absolut nicio problemă, pentru că ne-a dat-o înapoi. Voi știți ce vreau să fac eu? Băi, ăștia nu erau block of quartz, ăștia erau block of iron, nu-i bai. Da, se pare că uitați, a greșit aici, ăștia erau block of iron. Păi haide să mi dau eu acum, ca să nu mai... Aveam 40 de block of iron. Iron... Blocks... Atât, lasă așa. Tu slash. Da. Oricum îți mulțumesc din toată inima, pe ăștia ar trebui să le arunc. Sau aveam, bă, parcă aveam și din ăștia, mă. Ăștia probabil sunt jos. Mă rog, diamante știu că nu mai aveam, nici TNT, eu aveam un stack. Probabil l-am făcut, eu știu ce să zic. Nu contează oricum. Da, se pare că ne-am luat și stack-urile de iron înapoi, niște pumpkin ne-ar trebui nouă, dar pentru asta trebuie să mergem să punem dirt acolo. Mă, ce urlă ca Sebi ăla, ce face acolo de urlă. Pumpkin. Am pumpkin pe aici, să zic. Nu, se pare că n-am lăsat. Nici pe aici, dar nici dirt n-am. Se pare că nu am nici dirt. Vreau să mai nivelez ceva pe undeva ca să mă duc să iau dirt direct de acolo, să nu mai... Bă, știți cum sparge lopata asta, deci mănâncă, rupe tot. Bă, nu mai urlați așa, bă, în cava și gura voastră. Oh, doamne, ia să vedem ce găsim pe aici. Uitați aici. Așa. Gata. Am luat tot ce trebuia. Cred că ajunge ăsta, sper. Mamă, ce frumoasă ferma mi-a ieșit aici, super tare. Păcat că aici trebuia să o punem așa, de ăsta, doar din ăsta. Nu e foarte practic, dar e ok. Mă, dar pumpkin seeds din ăștia, nu, de fapt, stați că dacă n-au crescut pumpkin-urile deloc. Așa se întâmplă. Bă, dar nu mai ajunge, ce-am făcut mâncarea și gura mea. De unde să mai au niște desa, niște dirt? Așa de aici. Am un pic de aici, așa. În jos, nu, gata, cred că ăștia ne ajung. Zic eu. What? Peștera, am fost în ea. Oh, frate, cât de tare, deci cât de tare, cât de tare. Deci încă sunt uimit. Foarte, foarte tare și îți mulțumesc din tot sufletul. Și vreau să chiar îți mulțumesc, ești cel mai tare. Și eu mă gândisem la asta, ți-am zis, dar mi-a fost foarte lene. Mă mir că tu ai avut atâta răbdare. Băi, frate, iar n-am. Câte mai am trebuie? Uite, ăștia sunt toate. Ok. Aici trebuie să vedem ce facem în casă. Să mai punem niște de astea, cum să numesc, niște... Mergem să mai omorâm niște vaci, să le punem carne, să punem carne la prăjit, că nu mai avem mâncare. Să le și mulțim înainte să le omorâm. Cât de frumos a ieșit cu toată chestia asta. Super, super tare, frate. Foarte tare mini ferma mea.
Super, super tare, frate. Uite, asta a crescut aici. Aș farge și pe asta de aici ca să crească și pe asta și pe asta. Crească așa acolo. Și să le lăsăm acolo, că momentan n-avem ceea ce cu ele. Păcat că... Băi, dar noi l-am lăsat căluțul end, acum mi-am mintit, lol. Săracul căluț. Mergem după el, da. Vedem când. Așa. Avem timp ca făcuțelor. Toate făcuțele să vină la mine. Băi, dar se pare că nu prea mai avem făcuțe, ce s-a întâmplat. Din păcate, nu o să trebuiască să le mulțim acum. Dar nu-i nimic, avem și niște morcovi. Și niște din astea. Restul ăsta eventual trebuie băgat aruncate de aici, că nu avem nevoie de ele. Și asta. Anvilurile astea iar la fel. De fapt, hai să păstrez unul dintre ele. Pleacă aici. Așa că, mi se pare că mi s-a stricat celălalt. Deși ar fi trebuit să le păstrez pe amândouă pentru că fac de ornament. Vreau niște pumpkin neapărat ca să fac, cum se numește, să fac niște iron golem. Chiar vreau să fac niște iron golem. Ce-am făcut, bă? Vreau să mai dăm un pic cu niște artificii. Yo! Cât de șmecher! Super tare, frate, super, super tare. Ia-ți da, wow, wow, wow. Aniversarea, aniversarea Andy World. Bine, frate, noi acum ce trebuie să facem? Noi, deci noi trebuie să ne mai apucăm să construim ceva. O, eventual o alee super șmecheră, dar nu știu, chiar nu știu din ce am putea să o construim. Tot din slaburi, cum am făcut-o și pe primul sezon, știți că am făcut o alee din slaburi. Chiar nu știu, depinde cum ziceți și voi. Uitați, gen cum e asta de aici, care duce în casă. Cred că ar merge o alee făcută exact asta, pentru că asta arată ok. Uitați-vă. Arată super ok. Cred că așa o să fac, dar pentru asta vă dați seama ce o să trebuiască să fac eu. Haideți să începem de aici, totuși. Sau să fac cu lemn? Nu cred că arăta bine cu lemn. Ok, așa. O, oh, cum sparge asta, bă, nu pot să o controlez. Mai am niște dărți și pune-l înapoi. Doamne, cât de repede sparge, deci cât de repede sparge. Așa, punem aici. Păcat că aici am decât o singură de asta și e greu de făcut. Așa. Adică aici ar trebui făcută de 3, sincer. Așa. Și aici așa. Așa, măcar aici. Până aici de 3, doar ca să vină frumos la chestia asta de aici. Aici ar trebui făcută o mică ramificație, dar nu chiar de acolo, ca să nu pară nașpa. Ok, bă, dar sparge asta, nu glumă, nu se încurcă. Ok, hai. Mamă, ce urlă ăia, băi, nu sănătosei, nu sănătosei. Așa, pe aici. Și acum aici, așa. Bun, ca lumea. Eu cam te lăsăm așa. Super tare. Eu zic că o să iese super, super tare. Și aici o să fac așa. Dar nu știu dacă avem sigur, nu știu sigur dacă avem stone. Știu că aveam ceva stone, dar stai să vedem. Stați să vedem. Uite că avem niște stone, dar nu știu cât de mult o să ne ajungă. Ar trebui să mergem să ne luăm niște cărbuni de aici de sus. Din chestul nostru cu cărbuni. Și să mergem să le băgăm, îi băgăm pe toți aici. Cred că le facem înapoi. Ah, ok, ok. De, trebuie făcut și așa. Bă, da, nu e ok, trebuie să mai luăm din ei. Că sunt prea mulți oricum, nu avem ceva ce cu atâția cărbuni. A, băgăm și niște capul să l-am făcut. Aici băgăm așa și mai băgăm și aici tot așa. Bun. Oricum nu avem nici cobblestone, oricum o să merg eu să sap după niște diamante, pentru că nu mai... Dar nu știu dacă mai am, de ce mai avea nevoie de diamante, avem full. Chiar nu mai avem ce face cu ele. Ia să vedem. Ce fac cu ei, mă?
Au trecut deja 15 minute, doamne, nici nu-mi dau seama cât de repede trece, că îmi place, trece, chiar sunt fericit. Foarte, foarte fericit. Deci ok, se pare că trebuie să fac așa. Așa. Ok, așa arată ok, zic eu. Ia să vedem ce mai, cum o să arate pe tot parcursul ei, ca să zic așa. Uite așa. Așa. Ok, aici nu e ok. Trebuie făcut așa. Bun, și aici trebuie făcut așa. Bun. Se vede super, super tare. Nu, haide să mai săpăm puțin de aici. Uite așa. Sau să săpăm noi tot așa, uite asta așa. Și noi acum punem ăștia așa aici. Și de acolo începe practic podișorul. Ok, se vede super șmecher. Dar de aici, sincer, ar trebui pornit o alee, uite, de aici. Așa, ca să arate bine. Uată, ce? Am uitat! M-am și speriat, lol. Bine, deocamdată o fac decât așa, pentru că va trebui să mai luăm din copăcii ăștia, nu o să-i lăsăm pe toți aici. Da, ok, ia să vedem. Mă, ce râd ăia, bă, n-ai văzut, bă. Sunt așa de fericiți. Bă, dar nu vrea să vede alea asta așa. Cum am făcut-o eu acum. E, dar oricum se vede destul de ok. Hai să o ducem până acasă decât. Și eventual să dacă mi s-a mai făcut ceva cabl să facem, dar oricum nu cred că mai avem timp în acest episod. Bă, oricum se vede ok față de cum era înainte. Da, aici avem artificiile, am uitat. Așa, iupii! Bun, hai să vedem cum hai să vedem cum facem și aici. Poate că asta să o facem așa pe aici. Cred că în fața arăta ok, așa zic eu. Așa, trecem pe lângă pomișorul ăsta. Ok, așa, și de aici luăm așa un pic. Uitați să vedem că am spart super greșit aici. Uitați așa. Așa, așa. Bun, de aici mergem direct așa către băcuțe. Și aici, așa. Ok, atât ar trebui să ajungă. Bun, asta e alea până la văcuțe. Acum facem de aici alea la oițe. Hai să începem de aici. Bă, da, țipă, bă, n-au nicio treabă să-mi bag piciorul. Așa, de aici să coborăm așa în jos. Dar, da, e ok să fie mai jos decât ăsta. Acum, nu știu, rămâne de văzut. Dacă vă place și vouă, să vedem cum o să iese după ce terminăm. Așa. Aici și aici. Dar cred că am făcut camera asta, dacă nu, așa. Ia. Nu e, ok, așa. Da, e ok. Ok. Bun, toată lumea. Nu uitați să lăsați un like dacă v-a plăcut acest episod. Încă o dată îți mulțumesc foarte mult, Flavius Neaga, pentru că mi-ai dăruit mapa înapoi. E un gest foarte, foarte tare și îți mulțumesc din suflet, a fost foarte, foarte ok. Acum o să ajungem la 100 de episoade cu seria de Andy World. Bun, până data viitoare nu uitați să abonați, să lăsați un like, stați așa un pic, aici nu mi se pare prea frumos toată chestia asta, ba da, aici nu, am merge aici, că de... Bun, deci nu uitați să lăsați un like, să vă abonați și ca de obicei ne vedem data viitoare, pa, pa!